Salutare, dragi tovarăș, și bine ați dat click la o nouă ediție de ora exactă. Astăzi o să abatem un subiect destul de controversat și foarte discutat în aceste zile. Astăzi, fiind probabil săptămâna trecută. Cine știe cât mi-au luat să postez videoclipul acesta. Deci, azi când filmez clipul, și mâine, e că adică, pe parcursul zilor de 6 și 7 octombrie 2018 pe are în loc uh, un referendum despre căsătoria între să fie doar bărbat-femeie sau și să fie legală și între homosexuali. Ideea a început așa cu referendumul, în codul civil sau codul penal, ceva de genul, mă bate memoria azi, sau fie aceeași chestie și mă fac de căcat în propriul clip. În fine, în codul respectiv scrie așa, căstoria este legală între bărbați și femeie, iar în Constituție zice între doi soți, nu în trei, nu un patru, mă rog, soți referențe soț, refer, la soți și soție, că aceeași chestie este și la probabil un soț și o soție egal doi soți. Dar având în vedere că este doar această diferență de câteva cuvinte a nebuni lumea și s-a și a băgat așa un pic mâna pe acolo Dragnea cu PSD-ul sau cine o fi la putere de a veni cu ideea cu referendumul și s-a ajuns hai să le dăm măsura să gândească cu referendumul să ne mai lasem pace cu 10 august când am pus jandarmii pe ei. În fine și s-a ales să fac cu referendum în aceste zile. Pe scurt de la început nu o să-i afecteze cu nimic pe homosexual. Vor continua să aibă obiceiurilor lor uh, mai neortodoxe, ca să zic așa, și nu văd de ce toată lumea aici nu cum să existe așa ceva, nu știu ce, bă, măcar ai văzut un homosexual în viața ta, măcar ai văzut o lesbiană să-și ia limba în gură cu alta sau ceva, eu nu cred așa ceva. Mi-am scris și aici câteva idei și anume... 6 uh, idei pe aici, mi-a venit ideea să fac acest videoclip și pentru că e mai mediatizat acum subiectul și pot să prind și eu câteva vizualizări în plus, dar uh, m-a și întrebat care va pe live stream azi și am văzut și un videoclip care mi a fost filmat chiar în zona pe pe la mine, pe la Fierbinț pe acolo, chiar unde se filmează la Fierbinț. Au fost pe acolo unii de la, o să vă las linkul de la videoclipul respectiv în descriere și a întrebat lumea pe stradă. Și oamenii efectiv, în primul rând, n-aveau habar ce, cu cine, ce se votează acolo, unii spuneau... Gen, venea reporterița și punea microfonul în față și treba. Bună ziua, mergeți la referendum? Da, mă duc. Și ce votați? Votesc cu PSD-ul, așa ziceau și m-ar mășta te spuneau și am umit, bă atât de proști sunt oamenii din țara asta. Dar mă rog, ce am mai mai scris eu pe aici, din nou, nu înțeleg cu cei deranjează pe alții gândul că unii fac alte obicei, adică gen un bărbat îi bagă mâna în pantaloni altuia sau două femei fac, știți voi voi ăștia că sunteți de vârsta mai cred că știți ce înseamnă chestia asta cu două foarfece care se freacă, nu? voi cred că știți treaba asta băieții și fetele știți probabil. În fine, hashtag scrisors, mă rog. Și... Da, nu înțeleg cu ce te deranjează asta. Nu cred că a venit vreun homosexual să ia de că de ce ești heterosexual. Heterosexual, adică normal. Hot heterosexual înseamnă normal. Homosexual înseamnă că ești pe invers. Nu cred că a venit vreun... De mai mai așa, mai pe invers la 180 de grade să spună că de ce ești e ok, că e de ce ești cum scrie conform în lege și na, acum alții mai dau exemplu pe cum că acum sute de ani era era interzis să faci așa, era băgat la pușcări, e omorât, amendat. Păi da, dar acum mult timp, zeci, sute de ani, cum spuneți voi, era omorât și dacă era evreu și dacă avea altă culoare a pielii, deci și, și, dacă aveai mai mulți bani, ți era luat averea, da bine, mulți nu prea gândesc și e trist că sunt oameni mai înaintați în vârstă care ar trebui să fie mai înțelepți, că au mai mulți ani de experiență în viață și uh, ar trebui să aibă mai multe cunoștințe acumulate, mai multă școală a vieții, dar se pare că degeaba au cam rămas repetenți, mulți ani se pare. În fine... Și da, nu înțeleg pe ce alții deranjează faptul, îi fute grija ca să zic așa, dacă tot vorbeam de poponari. Alta chestie ce am mai văzut, sunt afișe peste tot, chiar am văzut și reportajul ăla, m-am uitat și la videoclipurile altora zilele trecute că mi-apăreau la recomandate, cu, cu afișe, de la, cu diferite afișe pe care scrie, salvați copiii României. Mă, ce copii să salvezi cu referendumul ăsta, că... Nu este vorba despre adopție, a e cu totul alt subiect, este vorba despre căsătorie. Nu cred că poți să căsătorești, nu știu, un homosexual bătrân cu unul tânăr de sub 18 ani, nu cred că e posibil așa ceva. Nu este vorba despre adopție și nici nu cred că dacă se însoară gay și le și se mărită lesbenele o să vină și o să-ți ia copilul din cărucior și o să-l învețe în tainele homosexualității și alte chestii, o să-l învețe la chestii mai puțin uh, ortodoxe, ca să zic așa. Revenim la clipul ăla, o să vă las nicun descriere, A, am mai văzut câteva aspecte ciudate și anume, la un moment dat, o femeie bătână pe acolo, îi lua pe reporteri și că voi tineretul ăsta, dacă știți istorie, nu de la da și romani era bărbat cu femeie de s România, voi tineretul care n-aveți habar de istorie. Pun paru că dacă o întrebai pe femeia aceea ce reprezintă unul din oamenii de bagnotele noastre, n-avea habar de niciun răspuns. Sau dacă îi spuneai gen când a avut războiul dacă o roman, n-avea habar și zic că ne noi tineretul care nu știe istorie. Făceau prăucică și cam bagă satana coada sau ceva de genul. Eu nu cred că are treaba satana și satanismul și alte căcaturi de genul cu treabă cu asta. Mă, e o chestie cu care probabil te naști și îți dai seama de ea în timp sau o fi o nebunie a omului și îi place așa cum de nu știu, poate unora le place să se scarpine în curs să miroasă după, așa și lor le place să se ardă în creț, care e problema de am văzut că marea majoritate a preoților vorbesc de faptul că e păcat homosexual, e păcatul, e necuratul ce i-a posedat acolo, i-a ispitit, deși vedem destule clipuri scandaluri legate de preoți homosexuali, de sunt filmați cum se bagă unul dezbrăcat sub cearceaf și încep să facă ei să frece doi cremvuși pe acolo. Mai mult ca sigur, ei nu știu, n-au, nu știu, și-au uitat harul acasă, cică. Da, și altă chestie am observat în videoclipul acela, faptul că bețivii din satele respective aveau mult mai multă cunoștință decât babele. Babele erau ceva, nu neapărat babe, și moșnegi în general. Moșnegi n aveau o barce cu votul, ziceau că ori merg la câmp, ori votează cu PSD-ul, iar toate babele erau așa. Măi, mai că dacă văd un homosexual, dă la iau așa și l strâng de gât, îl omor cu mâna mea. Mă, femeie... Când ai văzut tu în viața ta un poponar pe stradă, noi nu suntem în America, nu suntem în într-o altă țară în care este populația mai mare, sunt șanse mai mari să dai de un cuplu mai pe invers așa și nu cred că ai văzut în viața ta în câți ani avea baba aia sau mare mai a babelor din clip, nu cred că au văzut în întreaga lor viață vreun băiat care să meargă crăcănat, vreo fată tunsă scurt și care se îmbracă ca un băiat sau bărbați machiați și în fustă, nu cred că au văzut în viața ei, poate doar la televizor și are habar că tot ce e la televizor este 100% adevărat, în fine. Da, e, și cum mai, bețivii aveau habar de ce spuneau. Spuneau așa, Bă, domne, de cât să mă duc eu să votez? Mai bine vin aici la cărți și, -și bea o bere după buncă. Oricum e degeaba votul ăla. Că și votez, da, votez, nu. Ei tot o să facă treaba lor. Cu ce mă deranjează pe bine? Păi și bețivii efectiv aveau dreptate. Bețivii sunt mai inteligenți decât pensionarii, se pare, care vorba aia. Au experiență de viață o grămadă de ani la școala vieții, dar au cam rămas repetenți. Uh, ce am mai fost așa? Uh, unii mai spun, domni ce o să spun când va vedea copilul meu pe stradă, doi bărbați sărutându-se? Păi în primul rând, dacă vrei să faci un copil, îți asum toate riscurile. Cum de o să vadă probabil și boschetari, și drogați, și bețivi pe stradă, și oameni care își bat, bărbați care își bat femeia, Trebuie să-ți asumi să faci un copil ca să-i explici tot, dar mai mult ca sigur orice părinte și-a mințit copilul cel puțin o dată pe zi când era mic. De exemplu, mergeai cu copilul la cumpărături că n-a puteai să-l lași acasă că ți era că umblă la ragaz și îl luai cu tine la cumpărături. Și începea să zică, mami, vreau și eu dulțurile alea, vreau și eu bomboanele alea. Și tu îi băgai o la gen. Nu, mami, că sunt expirate. Am văzut eu că scrie că sunt expirate, că s-au stricat și facem, facem broaște în burtă. Poți să-i bași o chestie de genul la copii. Zici, acei oameni au o, au, au o boală, că, că au stat prea mult la calculator și s-au uitat pe YouTube și de-aia au ajuns în halul acela. Deci tu nu te mai ta pe YouTube la handicapați de-aia care se, care se filmează când îi spun părerea. Poți să-i spui și chestia asta, nu cred că o să dea greș dacă e vorba de un copil mic, dar dacă are peste 7, 8, 9, 10 ani și practic poate să se educe singur și el cât de cât să își dea seama ce e bine și ce e rău, nu cred că va ajunge el doar pentru că a văzut pe cineva că face ceva, va ajunge și el să caute un băiat cu care să-și ia limba în gură. Acum, unii o să mă întrebați, bă, tu ești gata de faci clipul ăsta? Că probabil o să observa că am părul lung. Nu, eu vreau să mi las lung, că așa îmi place mie. Nu-mi place să mă tun de fel. Și da, eu unul chiar am văzut, chiar la liceu, la mine văzusem așa, era un tip de, îi zicea unii de la altă clasă, era un tip așa mai, era mai negru ca mine și era așa cu pantaloni de caz de a intra un cur, nu foarte mult, dar avea pantaloni ridicați, cred că până pe la Burix, ce că are cum poartă Mickey Mouse. Și mergea el mai crăcănat așa, dar nu era genul ăla libidinos, machiat pe față, să vine să, să, să se dea pe lângă tine, să... Nu, își vedea de treaba lui și e foarte corect așa, că merge el crăcănat, aia e riscurile pasiunii meseriei, da nu era de la libidinos să, nu știu, să vină să dea la alți băieți, să umble machiat, ceva de Nu își vedea de treaba lui. Și mi se pare corect, dar na, unii oameni sunt deranjați de faptul că na... Unii bărbați își bagă mâna în panton la alții sau niște femei încep să se... Da, mă rog, aia e lumea în care trăim. Și o ultimă chestie, o părere de-a mea, votul acesta este inutil, degeaba te duci să votezi că tot așa o se întâmple și nu știu... Eu m-aș fi dus poate dacă era să-mi fi schimbat buletinul, dar momentan nu l-am schimbat, trebuie să mi-l fac din 19 ani, deci chiar dacă era să pună ștampilă, schimbam buletinul și nu mai aveam nicio semnătură pe buletin că am fost și o dată la vot. Mi-am dezviginat și o buletinul. Și oricum nu se dă nimic, nicio ștampilă la referendum. Doar la voturi de astea pentru primar, parlamentar și președinte. Dar în fine, o altă chestie este că în referendumul acesta și că s-au alocat 40 de milioane de euro. Sau 40 kk, cum mai zic jucătorii de metin și de samp. Și cu banii aceștia, vă spun doar atât. Ca să reconstruiești un spital, tă la babanos, ca lumea, cum mai vezi în jocuri cum mai vezi, nu știu, în jocuri, gen cum e spitalul din GTA 4, costă cam vreo 90 de milioane de euro. Deci aproape jumătate de spital s-a băgat într-un vot pentru faptul că, na, da, se pare că poponarii și lesbienele sunt cel mai mare cea mai mare amenințare pentru țara noastră. Ei ne fură copiii, ne fură banii pentru pensii, pentru salarii, pe păi cu atâția bani acolo putea să mărească pe următorii 10 ani alocațiile cu câțiva Europa acolo, să bage vreo 10 lei pe acolo. Să vă dea voi alocațiile mai mari ca să-mi donați mie după aia pe live-uri. Cam aia, din partea mea. Ești gay, bravo, mândrește-te, dar nu încerca să fii de alibi libidinos, că adică să umbli într-un amachea din pe stradă sau cine știe. Cum mi-a părea mie odată unul pe Snapchat, când pe vremea când folosea Snapchat. Cred că de asta nici nu mai folosesc Snapchat. Dar în fine, fi ce vreți voi. Dacă nu știu, sunteți fete și vă tundeți scurt, nu-i nimic, părerea mea e că te tunzi scurt, poți să zici dacă ți-e rușine sau rând de poți să spui, nu-mi place părul că mi intră în ochi și nu-mi place să-l prind, poți să spui așa. Dacă ești băiat și porți haine mai mulate și spui că așa ți place ție. Dar oricum, ești băiat freacă, faci ce vrei cu cărnatul tău, ești fată și îți place așa cu foarfecele treaba ta. Nu cred că o să fie o mare problemă, dar aia, asta e problema cea mai mare a țării. Nu faptul că nu avem școli, nu avem spitale, nu avem nimic. Avem doar uh, parlamentari care să aibă buzunarul plin și Biserici în fiecare cartier și un spital la câteva zeci de kilometri Gen cel mai apropiat spital de mine e la vreo 20 de kilometri Deci vă dați seama Dacă pățește un, o babă de ceva Pare timp să moară de trei ori până vine salvarea Dar mă rog Cam acesta a fost și videoclipul meu Eu sper că v-a plăcut Și lăsați și voi un comentariu Dacă pun videoclipul acesta mâine, adică duminică Ce părere aveți voi despre acest vot și... Eu unul nu m-am dus. În caz că nu știți, am aproape 19 ani, pot să mă nu să votez, dar eu nu mă să votez pentru așa ceva. Eu o să votez la președinți când vor fi alegeri de președinte, de primar, etc. Hai, v-am lăsat aici. Seară faină tuturor. Ceau les. Tu mă un reporter sau om din știri cu numele meu? A, ah, acesta a fost o Anță Pro TV. Andreesca, ai legătura în studio.